Bulgarii au încercat aproape o lună să o stabilizeze și să descarce încărcătura, fără succes însă. Cu detalii despre această situație ne vorbește acum indirect Iulia Stanciu. Iulia. Bun găsit tuturor! În acest moment știm că nava este blocată pe fundul mării, iar sala motoare este inundată cu apă. Vorbim despre o navă tip cargo care venea din Ucraina și se îndrepta spre Varna. În 20 septembrie însă, cel mai probabil din cauza unei manevre greșite, s-a împotmolit undeva în apropiere de localitatea Ciulenovo. Autoritățile bulgare au intervenit foarte târziu. Încercăm să aflăm mai multe detalii despre acest subiect de la biologul Răzvan Popescu Mircen. Bun găsit! Ziua bună! Nava este eșuată din luna septembrie, însă se pare că alaltă ieri practic s-a scufundat, deși ea încă se vede la suprafață pentru că adâncimea în zonă nu este extrem de mare și în momentul de față se așteaptă, deci colegi din Bulgaria ne-au povestit, ne-au relatat faptul că se așteaptă condiții meteorologice favorabile pentru a începe descărcarea navei. Din fericire am aflat că cele 23 de tone de combustibil care erau la bord au fost evacuate și lucrul ăsta este un aspect pozitiv, având în vedere că o eventuală rupere a navei, ceea ce este posibil în contextul în care ea a ajuns să stea practic pe teren solid, pe fundul apei, bătută mereu de valuri și de vânt, în momentul de față există acest risc, dar practic a fost eliminat riscul contaminării cu produse cu hidrocarburi a apei marine. În schimb, cantitatea de uree care ar ajunge ar fi una foarte mare. Vedem și la noi aici pe coasta românească a Mării Negre, apa mare este agitată, practic a fost furtună și ieri, probabil va fi și în zilele următoare. Bănuiesc că și în Bulgaria situația este similară și atunci autoritățile bulgare nu pot interveni atât de repede. Ce soluție ar fi ca urea să poată fi scoasă în siguranță de pe nava scufundată? Este vorba despre niște pompe de debit foarte mare care au fost pregătite, din ce am înțeles, de la colegii noștri bulgari și urmează să fie puse în acțiune în momentul în care, cum spuneam, condițiile meteo vor fi favorabile. 3300 de tone de uree pot fi scoase după estimările prietenului meu din Sozopol cam în 30 de ore. Deci ideea ar fi ca să existe o fereastră de minim 36-48 de ore în care să poată acționa. Condițiile meteo nu sunt favorabile și pentru următoarele 10 zile, așa că este foarte posibil ca în acest interval nava să fie lovită de stânci și atunci urea, îngrășământul să ajungă în mare. Ce ar însemna asta pentru ce înseamnă tot floră, faună în zonă? Pe o suprafață nu extraordinar de mare, aproximativ 1-1,5 km pătrați în prima fază, va exista o mortalitate de masă a tuturor organismelor fixate de substrat, iar ulterior din zonă practic va exista un focar de generare a așa numitelor înflorire algale, adică a proceselor de înmulțire a algelor microscopice, a planctonului, care consumă cel mai rapid acest tip de substanțe și practic au un ciclu de viață scurt. În 3 săptămâni, 4 săptămâni se încheie ciclul, apoi aceste alge încep să se descompun și consumă oxigenul din masa apei, producând mai multe episoade de mortalitate în rândul organismelor din imediata vecinătate a țărmului. Deci, cel mai probabil, eu personal estimez undeva în jur de un an și jumătate, doi de acum încolo, ecosistemul respectiv, dacă acest lucru se va întâmpla, va fi în refacere. Nu va fi în niciun caz în parametrii optimi și cel puțin pentru primăvara, vara viitoare nu va fi un loc frecventabil nici de către turiști, nici de către animale marine. Considerați că operațiunea aceasta autorităților bulgare, care oricum a fost întârziată, poate avea succes în zilele următoare? Adică este o operațiune dificilă să scoți tone de uree, să le transporti practic pe altă navă, să le transferi pe altă navă? Firește că nu este o operațiune simplă,
Din fericire însă vorbim despre o zonă cu faleză înaltă și nu au o distanță mare de la locul în care se pot amplasa aceste pompe, vehiculele și utilajele necesare și locul în care se află nava. Dacă lucrul ăsta s-ar fi întâmplat la noi, spre exemplu, unde tensiunile sunt, unde distanțele sunt mari și, să spunem așa, întinsurile de nisip asigură distanțe mari, ar fi fost mult mai dificil. Acolo însă totul depinde de vreme. Cu puțin noroc va fi ok. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Așadar, acestea sunt informațiile de aici, de la Malul Mării. Vom reveni cu detalii despre situația din Bulgaria și în jurnalele următoare.